Un escroc sentimental a fost reținut din nou de polițiștii bucureșteni. Acesta își căuta victimele pe internet și se dădea drept aviator ori medic pentru a le câștiga încrederea. Bărbatul, originar din Arad, a fost prins în flagrant de polițiști când se pregătea să păcălească o nouă victimă. Mihai Moac a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în flagrant în timp ce încerca să păcălească o femeie cu suma de 500 de euro. Din fericire, polițiștii au recuperat întreaga sumă și au înapoiat-o femeii. Individul își găsea victimele pe un site de anunțuri matrimoniale. Acesta le propunea întâlniri pentru a se cunoaște și le determina sub diverse pretexte să aducă la întâlniri diferite sume de bani. După ce le lua banii sub un pretext sau altul, bărbatul pleca. Pentru a câștiga încrederea femeilor, le spunea că are o situație materială bună și se dădea drept pilot sau medic. Arădeanul nu este la prima ispravă de acest fel. În 2010 a fost arestat după ce zeci de femei au depus plângere la poliție pe motiv că au fost seduse și mai apoi înșelate cu diferite sume de bani. Bărbatul este cercetat pentru înșelăciune și va fi prezentat în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.